În prima duminică din postul nașterii Domnului, preasfințitul părinte Galaction, episcopul Alexandriei și Teleormanului, a săvârșit Sfânta Liturghie la mănăstirea Pantocrator din județul Teleorman. La final, preasfinția sa a vorbit despre înțelesul postului în Biserica Ortodoxă. Postul, în înțelegerea ortodoxă, este alcătuit din patru fapte. Postul de săvârșit, postul corect și folositor, și anume înfrânarea, oprirea de bunăvoie de la anumite alimente, de la mâncărurile de dulce, rugăciune sporită, înlocuind astfel hrana materială trupească cu hrană duhovnicească, pocăință sau spovedanie, împăcarea noastră cu noi înșine, cu semenii noștri și mai ales cu Dumnezeu, și fapte de milostenie. Toate acestea patru împreună alcătuiesc postul. Dacă una din acestea patru nu este împlinită, postul nu este desăvârșit, nu este folositor, nu își atinge scopul pentru care este ținut. Dar spuneam că în tradiția noastră ortodoxă, postul Crăciunului și postul Paștelui au accentul pus pe una din cele patru fapte. Acum, în postul Crăciunului se pune mai mult accent pe fapta milostivirii, a milosteniei, a iubirii față de cel de aproape al nostru, arătată în fapta milosteniei pe care să o facem cu cei care se află în lipsă, în încercare. Biserica Mănăstirii Pantocrator a fost sfințită anul trecut, în data de 26 septembrie, de un sobor de 16 ierarhi.